Arestarea lui Vladimir Putin. Decizia oficială care cutremură Moscova din temelii. Răsturnare de situație, Africa de Sud a anunțat că va renunța la promisiunea de a părăsi din Curtea Penală Internațională. Astfel, țara care l-ar putea aresta pe președintele rus Vladimir Putin s-a răzgândit în doar o zi. Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a revenit miercuri asupra promisiunii de a părăsi Curtea Penală Internațională cu câteva luni înainte de a-l pe Vladimir Putin, care este căutat de CPI pentru presupuse crime de război. Africa de Sud și-a schimbat poziția Ramea declarase marți că Congresul Național African, aflat la guvernare, va încerca să anuleze apartenența Africii de Sud la Curtea de la Haga, care judecă cazuri de genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Dar miercuri, biroul lui Ramea Fosa a declarat că a făcut o greșeală. Africa de Sud rămâne semnatară a CPI, în conformitate cu o rezoluție a celei de-a 55, a Conferințe Naționale a ANC, care a avut loc în decembrie 2022, de a anula o decizie anterioară de retragere din CPI. Rezoluția din decembrie a fost reafirmată în cadrul unei reuniuni a Comitetului Executiv Național al ANECE în weekendul 21-24 aprilie 2023, a anunțat președinția. CPI a emis în martie un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-le de crima de război de deportare forțată a copiilor de pe teritoriul ocupat de Rusia în Ucraina. Moscova neagă comiterea de crime de război, inclusiv deportările forțate de copii, și spune că CPI nu are nicio autoritate, deoarece Rusia nu este membră. Putin urmează să viziteze Africa de Sud în luna august pentru un summit al grupului BRICS de economii emergente, format din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. În calitate de membru al CPI, Africa de Sud ar fi obligată să îl rețină.